Un instructor auto în vârstă de 40 de ani a fost prins băut la volanul unei mașini cu care desfășura lecții practice pentru viitorii conducători auto. Potrivit poliției, acesta era singur în automobil și se afla în afara orelor de serviciu. Incidentul s-a produs ieri pe traseul Vadului Vodă-Chișinău, când instructorul se îndrepta spre capitală. După ce a fost oprit de inspectorii de patrulare, bărbatul a trecut alcool testul, iar acesta a arătat o concentrație mare de tărie în aerul expirat. Cât a dat acolo? Da. Altă întrebare. A cui e mașina asta? A școlii auto. Mașina a fost dusă la parcarea specială, iar șoferul documentat penal. Potrivit poliției, doar în zilele trecute, mai bine de 50 de șoferi au fost prinși băuți la volan. În funcție de gradul de alcoolemie, unii dintre aceștia riscă să-și piardă carnetul de șofer pentru o perioadă de timp.